Domnule director, Dacia a arătat bine astăzi, dar n-a reușit să câștige. Dacia a arătat bine astăzi, în schimb un arbitraj execrabil a făcut ca rezultatul să fie 28-27 pentru Rapid. Felicit echipa noastră, suntem pe un drum bun, dar este și un semnal de alarmă pentru toată lumea că în condițiile în care suntem arbitrați, echipele mai mici, nu putem să avem rezultate mai bune decât am avut astăzi. Dacia a muncit astăzi, a muncit pe teren, a făcut tot ce se poate ca să câștige, dar nu a fost lăsată, din păcate, astăzi. De-aia am vrut să vorbesc eu la interviu, la flash interview după meci. Dacia astăzi nu a fost lăsată să joace. Încă o dată, felicitări echipei și antrenorilor Gheorghe Daniel și Goran Curteș. Vă așteaptă o deplasare la Râmnicu Vâlcea, la fel de grea? Mergem să jucăm. Am arătat că putem astăzi. Să sperăm că, având în vedere și ce înseamnă Vâlcea pentru handbalul românesc, acolo să fie lucrurile mai bune, cel puțin din punct de vedere al arbitrajului. În rest, jucăm, respectăm toți, inclusiv pe Rapid. Îi felicit pentru victoria de astăzi, dar este o victorie pe care nu cred că le face cinste nici lor. Jucăm la Rapid, la Vâlcea, mergem să câștigăm. Cum vedeți obiectivul Daciei în momentul ăsta? Este clar că obiectivul Daciei este evitarea retrogradării în acest sezon, pe orice cale, că mergem la Baraj sau că ne clasăm în primele 10. Dar să ne clasăm în primele 10, așa cum ne-am propus la începutul campionatului, ar fi foarte greu, pentru că ia că te dăm de meciuri ca cel de astăzi în care nu putem să câștigăm. Dacă câștigam meciul de azi și puteam să câștigăm, am fost echipa cea mai bună în teren, probabil că terminam în primele 10. Așa rămânem să evităm retrogradarea prin Baraj, probabil, că asta e soarta noastră, am eu venit.